Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația mobilă Twitter. Mai întâi mergem în magazin Play. Și apoi, după ce am instalat aplicația, dăm deschide. Și aplicația noastră Twitter ni se deschide. După cum putem vedea, <gântu> iar anul acesta sărbătoresc 13 ani de când m-am alăturat Twitter și pot să dau un tweet cu aceasta și aici dacă dăm la toate vedem toate tweet postate de către cei pe care noi îi urmărim iar dacă dăm la mențiuni ne apar cei de pe Twitter care ne-au menționat pe noi. Bine. Acum vreau să vă arăt. În partea de jos avem o căsuță și înseamnă home. Da, și apare iarăși ce au postat cei pe care noi îi urmărim. În partea stângă sus, ne apar profilurile de Twitter pe care noi le avem. Putem să avem mai multe profiluri dacă avem mai multe adrese de e-mail. Ne apare profilul, ne apar listele, deci dacă dăm la profil, ne apară profilul nostru și adăugăm câte ceva despre noi. Ca să edităm profilul, apăsăm aici unde scrie editează profilul și scriem ceva despre noi. Iar apoi apăsăm în partea dreaptă sus, salvează. Dăm înapoi. După aceea avem liste. Aici sunt listele de Twitter pe care noi le urmărim. Da, de exemplu, mie expert România. Și ne apar membrii care sunt. Twitter este o aplicație care numai în 140 de caractere a adus o nouă dimensiune pentru distribuirea globală și colaborarea din întreaga lume. Da? Acum eu voi căuta EdChat, care este un hashtag. Apăsăm EdChat și apăsăm apoi pe lupă. Și vedem aici, la cele mai recente, toate tweeturile referitoare la acest hashtag uitați avem de exemplu vedeți apare chat și peste tot și fiecare utilizator de twitter dacă folosește un hashtag pot, pot eu de exemplu din România să văd ce postează cel din America sau așa mai departe sau Putem căuta cum suntem, acum, din păcate, în război. Căutăm Ucraina. Ucraina War. Războiul din Ucraina. Și aici vedem ultimele noutăți despre război. Bine. Mai departe, în partea dreaptă jos, după cum puteți vedea, avem un cerc albastru cu un plus. Aici, dacă apăsăm, putem uh, să postăm fotografii, tweet. Tweet ce înseamnă? Un uh, mesaj cu 280 de caractere. Dacă la început pe Twitter pus, puteam posta numai 140 de caractere, acum se pot posta 280 de caractere. Acum o să vă arăt. Apăsăm fotografii, încărcăm fotografia, și adăugăm un comentariu. Deci Twitter, Twitter. Este o aplicație senzațională. Și punem hashtagul @chat Și dăm tweet. Apăsăm click the tweet. Și vreau să vă arăt. Tweet-ul a fost trimis. Și dacă căutăm. Pe hashtag-ul. Vedem că. Postarea noastră apare în lista. Postărilor care au folosit hashtagul edchat. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise tutoriale și religie, în proiectul Curiculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți Cred.